La finele anului trecut, Romașcanul Alina Antochi a fost eliberat din funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. Premierul Dacian Cioloș a decis eliberarea acestuia din funcție, astfel încât județul Neamț nu mai are la acest moment niciun reprezentant la nivel înalt în luarea deciziilor. Miercuri 16 decembrie 2015, premierul Dacian Cioloș a decis eliberarea din funcțiile de secretar de stat în Ministerul Justiției a lui Alin Antochi din partea UNPR și a Dianei Marielisa Voicu. Marți 5 ianuarie 2016, la Ministerul Justiției au fost numiți alți doi secretari de stat. Conform celor de la Mediafax, Adrian Baboi Stroie este tehnocrat, iar Anca Magdalena Chiser a figurat în 2004 pe listele PSD pentru un loc de deputat. Potrivit deciziilor publicate marți în Monitorul Oficial, Liviu Stancu a fost eliberat la cerere din funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. În locul său a fost numit Adrian Baboi Stroie. Acesta este expert în politici publice, având un masterat la London School of Economics în Political Science. Noul secretar de stat a lucrat în cadrul unor ONG-uri ca Transparency International sau Institutul pentru Politici Publice, dar și la delegația Comisiei Europene în România. Anca Magdalena Chiser a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. În 2004 și 2005 a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare, mai scrie Mediafax. Alin Antochi este avocat, fost președinte al PSD Neamț și, pentru aproape jumătate de mandat, a reprezentat Social-democrații în Parlamentul European. Romașcanul a fost promovat în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției din partea UNPR printr-un lobby făcut de regretatul Culiță Tărâță și el Romașcan, fost președinte al Consiliului Județean.